Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii News Express, unde îl avem ca invitat pe domnul Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc pentru asta. Și eu vă mulțumesc, bine v-am regăsit și bineînțeles pe telespectatorii dumneavoastră care vor să fie acum ai noștri în general. Așa este. Domnule Neagu, vreau să discutăm despre un subiect fierbinte, să zicem așa, al zilelor noastre, și anume Festivalul Zilei Chișinăului la Buzău. Este un eveniment, din câte știu eu, în premieră în județul Buzău și inedit. Da, aveți perfectă dreptate. Deci, ce se întâmplă? Știți foarte bine că noi, în urmă cu ceva timp, am făcut o înfrățire între Consiliul Local Municipal și Primarul General al Municipiului Chișinău cu Consiliul Județean Buzău și implicit cu o pretură, din pretura botanică, se cheamă generic, din Chișinău. Să explic pentru telespectatorii dumneavoastră ce înseamnă pretura. Pretura este similară unui sector al capitalei noastre, a Bucureștiului. Atunci când am materializat înfrățirea, ne-am propus și anumite obiective. Primele obiective, eu știu, ca să le facem împreună, pentru sufletele noastre, ale românilor dintr-o parte și alta a Prutului, a fost inițiativa primarului general al Chișinăului, domnul Ceban, să facem Zilele Chișinăului la Buzău, în contrapartidă, și noi vom, deja acel lucru s-a materializat, vom reabilita împreună cu pretura botanica și primăria municipiului Chișinău un scuar care se va chema generic Colae Titulescu. Știți că Titulescu a fost, din punctul meu de vedere, cel mai mare, pun ghilimele de rigoare, ministru de externe care l-a avut România vreodată și nu numai România. Deci este un lucru important. Și iată că se materializează și povestea culturală. Practic, ce se va întâmpla joi și vineri în municipiul și stațiunea Sărata Monteoru, practic este o pagină de istorie, o filă de istorie, mie îmi place să-i spun arc peste timp, unde se va îmbina, nu e așa că trebuie să și zâmbim, distracția, spectacolele muzicale cu arta, istoria și limba noastră comună, pentru că nu avem decât o singură limbă în, și noi și cei din partea cealaltă a Prutului, limba care se cheamă limba română. Am vrut să facem acest eveniment la începutul lunii septembrie, dar disponibilitatea de timp a celor de la Chișinău nu a fost decât acum. Eu cred că buzoienii și numai buzoienii vor participa la acest eveniment. De ce? Încă o dată, ăsta este adevărul. Nu trăim o perioadă prea fericită. Pandemie, mai sunt și alte probleme despre care n-aș vrea să vorbesc acum, dar trebuie să învățăm să fim optimiști, trebuie să învățăm că viața trebuie să-și continuă cursul firesc și mai trebuie să învățăm ceva, să încercăm să zâmbim, că parcă suntem prea posaci, ne presează grijile zilei de astăzi, de mâine, așa mai departe, pandemia, dar un zâmbet ne aduce liniște sufletească, ne aduce speranță și ne aduce încrederea noastră în oameni, ca să spun așa. Și așa cum îmi place mie să spun, în afară de bogăția materială, eu cred că cea mai importantă bogăție este bogăția spirituală. Tocmai de aceea vreau să subliniez că este un alt fel de eveniment decât un eveniment simplu, artist și mai departe. Dacă vreți, un fel de asemănător cu ce s-a întâmplat la Buzău Fest. Din nefericire, pandemia în ultimii 2 ani, de fapt un an și un pic, nu mai ne-a lăsat ca să putem să facem acel eveniment, dar iată că acum șansa ne-a surâs și începutul de toamnă și dacă tot a fost început de an școlar, practic începem să ne ducem spre normalitate, cred eu, și cu acestea. Și am ales simbolic, dacă vreți, locația de la Sărata Monteoru pentru a pune în valoare, bineînțeles, și stațiunea Sărata Monteoru, dar să continuăm și firul tradiției care l-am început cu Buzău Fest.
Deci, într-o cuvânt, practic, ce se va întâmpla? Mâine vor debuta zilele Chișinăului în județul Buzău. Spun județul Buzău că evenimentele vor avea loc, așa cum am spus, atât în municipiu cât și la Sărata Monteoru. De la Chișinău vor veni artiști, oameni de cultură, vor veni și, că vorbeam despre tradiții, meșteri populari, și atunci or să vadă și cei interesați că practic în afară de limbă ne leagă și obiceiurile și portul popular și așa mai departe, dacă vrei, și din punct de vedere artistic, dansurile, eu știu, și așa. Deci sunt angrenate în acest eveniment și instituțiile noastre de cultură, atât Muzeul Județean, Biblioteca Județeană, Centrul de Creație, bineînțeles, al nostru, al județului. Va fi și, că tot vorbeam de artă, și expoziție de pictură a artiștilor de dincolo de Prut, și era și firesc să fie așa. Am îmbinat cu meșterii noștri populari din județul Buzău și nu numai, și o să observe foarte clar interferența și legătura noastră de sânge, de grai și chiar și de istorie care ne leagă cu cei de dincolo de Prut. La acest eveniment, bineînțeles, dacă tot vorbeam despre Buzău Fest, vor participa și cei de la Garda Națională de la Alba Iulia, care eu cred că sunt destul de iubiți nu numai în județul Buzău, ci în toată țara, care vor prezenta practic o lecție de istorie pe viu, tradiții și așa mai departe. Ca și artiști, dacă e să vorbim de artiști importanți, primăria municipiului Chișinău o să vină însoțită, bineînțeles, în afară de delegația oficială, în frunte cu domnul primar general Ceban și cu mulți artiști renumiți din Basarabia. Spectacolul practic va debuta la ora 19 în Sărata Monteoru, spectacolul artistic, un concert susținut de frații Vladvakov, o formație îndrăgită atât pe o parte și pe alta a Prutului, și bineînțeles că tot în acea seară va fi și bandul Calancea, sunt renumiți pentru, eu știu, muzica pe care o au și o transmit către cei care îndrăgesc acest gen de muzică. Bineînțeles că nu vor lipsi nici focurile de artificii și așa mai departe, dar un lucru foarte, foarte important, iarăși nu am renunțat la tradiție, vor fi buzurile, autobuzele, dacă vreți, cele care supraetajate, sigur că da, care vor face curse din oră în oră, începând cu ora 12 din fața parcului Crâng din municipiul Buzău, care vor ajunge în stațiunea Sărata Monteoru. Deci există și un lucru de acesta, eu știu, de a face și, dacă vreți, un pic de turism. Și sigur că da, și un pic de turism. Eu știu, cei interesați au ocazia să plimbe cu bunicii, bunicile, nepoții, părinții, copii, tinerii cu prietenile, da, și așa mai departe. Bun, deci vor fi și acele tabere militare. În cea de-a doua zi, evenimentele vor continua și în municipiul Buzău. Vom avea la ora 12 o lansare de carte a părintelui Emilia la Biblioteca Județeană. Părintele Emilia, în afară că este un om de spirit, un preot care își iubește enoria și așa mai departe, este unul dintre cei mai buni prieteni ai românilor de pretutinde, deci implicit al basarabenilor. Își va lansa o carte, vor fi în continuare evenimente cu tabăra militară, cum am spus, a Gărzii Naționale de la Alba Iulia la Sărata Monteoru. Seara va fi un alt concert unde va concerta renumitul grup folcloric Plăieșii împreună cu un alt renumit cantautor din Basarabia, bandul Bogean.
iarăși va fi foc de artificii și iarăși vor fi și altfel de evenimente și cum era să întâmple un asemenea eveniment fără ca noi buzoienii și cei care vor veni la aceste evenimente, fără să facem o degustare din produsele tradiționale basarabene, bineînțeles și ale noastre din județul Buzău, cum ar fi cârnații de pleșcoi și așa mai departe, și bineînțeles savuroasele licoruri de vin din Basarabia. Acest lucru se va întâmpla tot la Sărata Monteoro, în parcul din Sărata Monteoro. Va fi și o paradă a portului popular care va avea loc la Sărata Monteorul în ziua de vineri și o să vedeți cât de mare asemănare este în portul popular din partea cealaltă a prutului cu noi de aici. Chiar este un lucru absolut deosebit. De exemplu, cei din ansamblu Plăieșii vor purta niște costume populare în premieră, prima dată când le îmbracă la acest festival la Buzău. Și pentru că vorbeam despre artă, pentru că vorbeam despre istorie, tradiție, bineînțeles că n-am uitat nici tânăra generație, parteneri, cum au fost mereu parteneri de nădejde ai noștri în acest eveniment. Sunt elevii Liceului de Artă Margareta Sterian, care vor încânta și ei, atât din punct de la artiști plastici, eu știu, și alte evenimente, eu știu, dansuri și așa mai departe. Vor avea deci program artistic. Vor avea, sigur, cu siguranță program artistic. Vineri vom avea acest program, așa cum am spus, dar bineînțeles că și sâmbătă, până după amiază, vor rămâne gărzile de la Alba Iulia. Cei de la Centrul de Creație vor încânta, eu știu, pe cei care sunt în Sărata Monteoro și bineînțeles că se vor face în continuare degustări de produse tradiționale și așa, și așa mai departe. Deci iată că încercăm atât să, eu știu, să aducem artiștii îndrăgiți, ca să spun așa, din Basarabia, care sunt foarte bine cunoscuți în România, dar vrem să și creăm, dacă vreți, punți în continuare în ceea ce înseamnă Republica Moldova, în ceea ce înseamnă România, pentru că toți trăim în același spațiu comun al Uniunii Europene. Nu e așa, dar în afară de asta avem lucruri în comun care pas cu pas o să realizăm acolo unde cred că într-un viitor nu prea îndepărtat vom face parte din același spațiu, nu e așa, și facem în continuare al Europei. Știți că acum Republica Moldova face pași important pentru aderarea la Uniunea Europeană. Noi suntem un partener de nădejde, mă refer la România, ca să se îndeplinească acest deziderat al Republicii Moldova și numai implicit al nostru, și dacă vreți și prin astfel de acțiuni, pas cu pas, ca să ajungem acolo unde trebuie, nu e așa. În rest, eu cred că este un lucru important că facem acest lucru. Vreau să fac o paranteză. Pentru prima dată se întâmplă ca la un astfel de eveniment cei care vin să concerteze, cei care vin să ne încânte, eu știu, și cu tradiții și așa mai departe, dar și cu produsele lor tradiționale și așa mai departe, nu percep niciun fel de comision, deci nu ne costă absolut nimic ca să aducem artiștii pe noi, mă refer Consiliul Județean Buzău. Bineînțeles că avem și noi, suntem ospitalieri, sunt cheltuielile de cazare, dar astea evident sunt minore în funcție de în comparație cu ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi, eu știu, perceput onorarii. Gândiți-vă că vor veni, vor urca pe scenă mai mult de 100 de artiști din Basarabia. Wow, asta chiar este. Pentru că fiecare, eu știu,
Prația Tahov au în jur de 38 și de membri în grup, ca și Plăieșii și Calancea și Bogdean și așa mai departe, plus cei din tehnic, dacă e să vorbim așa, plus meșterii populari și așa mai departe. Dansatorii. Da, bineînțeles. O adevărată trupă. Eu cred că și din punct de vedere tehnic și, dacă vreți, artistic, tocmai de-aia invit cu mare drag buzoienii la aceste evenimente, mai ales să asigură mijloace de transport, v-am explicat și cu autobuzele supraetajate, s-au suplimentat și cursele de la Transbus, avem posibilitatea după concert, dacă oamenii nu au cu ce să întoarcă spre Buzău, să le punem la dispoziție mijloace de transport și așa mai departe. Mulțumesc celor care s-au alăturat, practic au venit cu drag și cu sufletul, fără să perceapă anumite, nu-i așa, anumite comisioane și așa mai departe. Dar ce vreau să vă spun, ce se va întâmpla la Monteoru este inedit. Eu, și o să vedeți cine or să vină și o vadă, și bineînțeles că sunteți dumneavoastră mass media care o să promovați acest eveniment, probabil că o să transmite și ceva, că ăsta este direct, rolul dumneavoastră, ca evident, să informați publicul larg. Amploarea și eticheta, pun așa, este ceva inedit pentru județul Buzău și nu cred că prea curând se va mai putea, eu știu, face un, mă refer la nivelul de calitate a artiștilor și așa mai departe și tot așa, mai ales că, încă o dată mă repet, este o poveste de suflet, nu este un ușor lucru ca cei de la, eu știu, de dincolo de Prut, de la Chișinău, să vină să organizeze zilele Chișinăului, nu-i așa, undeva la 400 de kilometri, nu e prea mult, dar totuși este o distanță de Chișinău. Eu pentru asta mulțumesc domnului primar general Ceban, Consiliului Municipal Chișinău și bineînțeles Prăturii Botanica, pentru că au venit în întâmpinarea noastră cu asemenea evenimente. Pentru că numai așa ne putem cunoaște, numai așa ne putem da seama că avem lucruri, avem istorie comună, avem lucruri în comune și putem să ne cunoaștem mai bine, și e așa ca și un motto și o deviză, numai împreună putem să reușim. Și cum era, bate aceeași inimă. Aia cu încă o dată, nu vreau să spun lucruri mari, adică să intrăm într-o frumoasă. Dar așa frumoasă, este la ceea ce... Păi avem același sânge, aceleași tradiții, aceleași povești, suntem de aceeași religie, chiar dacă ei sunt părit vechi, dar e aceeași religie, totuși, sunt ortodoși ca și noi, și ei au țin la familia tradițională și ei iubesc vatra, deci vatra satului și așa mai departe. Să nu uităm că istoria spune că Ștefan cel Mare nu a fost doar pe o parte, nu spun eu un adevăr, pe o parte sau alta a Prutului și așa mai departe. Am dat numai o poveste de un... Ne putem aștepta ca acest festival să devină o tradiție? Nu, cu siguranță, atât cât oi mai fi eu, dacă și viața e trecătoare și funcțiile sunt efemere, președinte al Consiliului Județean, da, vreau să-l transformăm într-o tradiție, vreau să îmbunătățim edițiile de la an la an și, bineînțeles, dacă, pentru că acum timpul a fost foarte, foarte scurt, să ne ducem într-o perioadă a anului, unde să fie o perioadă probabil de concediu, cred că la sfârșit de august, început de septembrie. Da, cu siguranță, da, am avut discuții cu cei de la Direcția de Cultură de la Chișinău și mai departe, noi punem în practică anumite proiecte. Cu siguranță, mai ales că sunt foarte convins că acest festival va fi o reușită. Asta este, vor fi și anumite probleme, că suntem la început, dar cu siguranță nu va fi ultimul. Da, de asta, având în vedere că mi-a spus mai devreme despre acest acord de înfrățire cu municipiul Chișinău, ne putem aștepta, pe de altă parte, în viitorul apropiat,
ca și cei de acolo să organizeze, să spunem, zilele muzeului? A, cu siguranță, nu neapărat sub egida, mă rog, asta. Păi, așa, ca să pentru informarea telespectatorilor dumneavoastră, noi am participat, județul Buzău, la multe evenimente artistice la Chișinău, da, și nu numai la Chișinău. Am avut o colaborare cu o fundație, Vatra se cheamă, da, înțelege fiecare, sigur că da, mai ales când s-a sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire. Noi, cei de la Consiliul Județean, am fost prezenți cu, eu știu, cu meșteri popular, cu artiștii noștri din județul Buzău și nu numai, chiar am colaborat cu mai multe consilii județene din țară, am sărbătorit, am fost la evenimente acolo, la cele 3 zile în care s-a sărbătorit Marea Unire, și municipiul Buzău a mai avut colaborări, știți foarte bine, cu Teatrul Mihai Eminescu din Chișinău. Noi, în afară de Chișinău, avem mai multe înfrățiri cu Raionul Dubăsar, cu Raionul Soroca. Acolo Consiliul Județean Buzău a ajutat la Soroca, la reabilitarea unei secții a spitalului raional. Am participat la multe festivaluri care sunt tradiționale, de exemplu Festivalul Mărțișorului de la Dubăsari, unde cei de la Centrul de Creație au fost prezenți în fiecare an. Dar bineînțeles că ne-am gândit noi și o să propun domnului primar Ceban undeva, eu știu, la început de vară, același lucru să-l facem și noi, cel măcar cu, eu știu, un sector, cu două sectoare din municipiul Chișinău, să facem zilele județului Buzău sau ale ținutului Buzăului, fac un arc peste evenimentul ăsta, la Chișinău, practic inima Basarabiei. De ce am zis generic ale ținutului Buzăului? Mai este un eveniment tare important. Mâine vor sosi joi raportorii UNESCO, este vorba de doi raportori, unul este din Grecia, celălalt din Olanda. Iacătă că suntem aproape de a realiza un lucru important, chiar dacă multă lume nu a crezut, nu intru acum în amănunte ce va rezulta din această poveste. Geoparcul Ținutul Buzăului mâine va fi evaluat, se vor face vizite în teritoriu și eu sper că vom deveni geoparc acreditat UNESCO, vom fi mult mai vizibil pe tot mapamondul și este o mare realizare. În momentul ăsta nu există decât un geoparc în România, geoparcul de la Retezaș, al doilea va fi, sunt eu ferm convins că atât noi cât și partenerii noștri, și le mulțumesc pe această cale care au muncit practic ani de zile să se materializeze acest lucru, vom fi acreditați UNESCO și altfel, eu știu, ne va vedea și pe noi lumea, pe cei din județul Buzău, pentru că important este să reușești să poți să-ți promovezi, eu știu, imaginea județului și așa mai departe. Asta incubă mai multe lucruri, și dezvoltare și bunăstare pentru cetățeni și dezvoltare turist și așa mai departe. Lucrurile importante, de aia se cheamă și dezvoltare durabilă, nu s-o fac după o zi pe alta, se fac după un plan bine elaborat, chiar dacă suntem puțin întârziat, dar asta este viața, sigur că da, și eu știu, făcând pașii corecți, ajungem acolo unde trebuie, că lucrurile care le faci repede și doar pentru o zi nu va dura decât 3 zile. Așa este. Mulțumim pentru prezență. Și eu vă mulțumesc mult și pe această cale invit toți buzoienii să participe la aceste evenimente, zilele Chișinăului, atât în municipiul Buzău și la Sărata Monteoru. De joi și vineri spectacolele vor începe la ora 19 și așteptăm cu drag pe toată lumea.
Da, să sperăm că vor veni și turiști, nu numai buzoieni. Haideți așa ca și eu și eu am fost aseară la, pentru că facem, da, organizăm. Și să știți că și sincer vă spun, erau trei familii din județul Vrancea care își luaseră cazare, rezervare pentru zilele de joi, vineri și sâmbătă și chiar am stat de vorbă cu cei care au pensiuni în zonă. Se pare că joi, vineri și sâmbătă, chiar dacă suntem la jumatea lunii septembrie, 80% din locurile de cazare sunt ocupate. Iată, asta chiar este o veste foarte bună. Deci vorbesc tare serios. Informația, da, 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 o am de la cei care se ocupă de pensiuni. Dar chiar pe acei domni din județul Vrancea, era undeva de lângă Panciu, aha, m-am întâlnit, aha, că noi amenajam terenul și mi-au pus anumite întrebări și chiar ziceau, cum, domne, chiar vin? Da, domne, vin și frații Alaco, vine și Calancea, o să-l vedeți și pe domnul primar general, o să vedeți că, na, suntem... La fel, ei și ei, eu am făcut chiar o glumă, așa, dar nu s-au supărat, zic, să știți că și ei sunt la fel ca și dumneavoastră, că și ei sunt tot dincolo de Milcov, am spus eu, deci avem aceleași povești și aceleași și legăturile cu Brâncioaia, făcând referire, da, 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 cu Valea Zăbale și așa mai departe, să știți că sunt aceleași chestii și la Chișinău. Da. Va fi foarte interesant. Deja cred că foarte mulți dintre buzoieni, cine nu a reușit să-și... În afară de asta, ce, și este un lucru foarte important, să știți că asigurăm toate regulile sanitare, vor, da, intra cei care sunt vaccinați cu fără niciun fel de problemă sau care au un test PCR, dar și cei care nu sunt vaccinați sau nu au testul PCR, avem pregătite 1000 de teste rapide, lumea are posibilitatea, facem testul rapid imediat, îi se pune brățara și intră, locul este securizat cu cei care trebuie să-l securizeze și așa mai departe. Deci din punct de vedere sanitar vom respecta toate regulile, că așa este normal să fie. Bun, mulțumim din nou și pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Emisiuni plăcute în continuare și Doamne ajută la cât mai multe evenimente de acest gen, pentru că practic asta înseamnă că viața merge înainte. Așa este. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.